Bun găsit la știrile din sport. Corona Wolves Brașov mai are nevoie de o singură victorie din următoarele trei meciuri cu Dunărea Galați pentru a ajunge în finala campionatului național de hockey pe gheață. Lupii conduc cu 2-0 la general, iar următorul joc se va disputa sâmbătă la Galați. După ce s-au impus în primul meci al seriei cu scorul de 4-3, McDonald's și compania au câștigat mult mai clar jocul al doilea, scor 6-1. Corona Wolves Brașov a învins cu scorul de 6-1 pe reprize 2-1, 1-0 și 3-0 campioana în titră Dunărea Galați și mai are nevoie de o victorie pentru a se califica în finala campionatului național. Trupa lui Lacroix a început cu stângul partida. După doar două minute scurse de la fluierul de început al arbitrului, Filip Buschbacher a încheiat cu golul acțiunea la care au mai participat Rasulov și Georgescu. Golul primit i-a trezit pe Lupi, care au restabilit rapid egalitatea. Jold Molnar l-a învins pe Laszlo și lucrurile intrau normal. Până la finalul primei reprize, Richard Filip a dus corona în avantaj băieții lui Lacroix, profitând din plin de o dublă superioritate numerică. În partea secundă, Zab Ludovski a încheiat cu gol o acțiune la care au mai participat Ian McDonald și Roberto Gliga, iar în ultima treime, hocheiștii brașoveni s-au dezlănțuit și au înscris de 3 ori la rând prin Gliga, Klempa și McDonald. Finalul meciului a fost unul tensionat. Rusnak l-a lovit pe Toche, iar lipsa de fair play a hocheistului gălățean a fost taxată de Zsombor Balázs, care l-a trimis pe Rusnak în lumea viselor. S-a terminat 6-1 pentru corona, care mai are nevoie de o singură victorie din următoarele trei meciuri pentru a închide seria și pentru a se califica în finala campionatului. Este extrem de important că am reușit să ducem scorul la 2-0 pentru noi, însă mereu cel mai greu este să închizi seria. Mergem la Galați, unde vom încerca să terminăm cu această semifinală. Nu ne va aștepta un meci ușor. Galațiul are o echipă bună de hockey, dar noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut și să încercăm să ne calificăm în finală. Din păcate, în meciul din această seară s-a jucat mai mult în 4 și 3. Au fost foarte multe durități și a trebuit să răspundem la unele provocări. Nu este normal să ataci portarul, este total lipsit de fair play și am fost obligați să reacționăm. Seria se mută acum la Galați, unde sâmbătă se dispută meciul 3 al semifinalei. Dacă hocheiștii de sub Tâmpa nu vor câștiga jocul, atunci seria va continua duminică tot la Galați cu meciul 4. Echipa de basket feminin Olimpia CSU Brașov a pierdut jocul disputat pe teren propriu în compania formației Universitatea Cluj. Fetele antrenate de Dan Calancea, Miruna Crâznic și Nenad Marinkovic au jucat de la egal la egal cu adversarele lor timp de 35 de minute, diferența între cele două echipe făcându-se în ultimele 5 minute. Olimpicele au 37 de puncte și ocupă acum poziția a 4-a în clasament. Olimpia începe să arate din ce în ce mai bine. Basketbalistele de sub Tâmpa își recapătă încet încet forma pe care au arătat-o în sezonul regulat și în jocurile din Cupa României. În meciul cu Universitatea Cluj din grupa valorică 1-6, Peșovi și compania au jucat de la egal la egal cu o echipă cu un buget impresionant, însă au cedat pe final cu scorul de 62-75, pe sferturi 19-25, 14-10, 17-14 și 12-26. Clujencele cu rotație foarte bună s-au întrebuințat serios pentru a câștiga sub Tâmpa. A fost un joc extrem de echilibrat, decis pe finalul meciului în ultimele minute, când echipa mult mai limpede și mai matură a câștigat. Nu am gestionat bine momentele când am condus la un punct 2, când am fost condus la 2-3 puncte. În câteva faze Clujul s-a distanțat și a fost decisiv finalul pentru ei. Au câștigat meritat. A fost un meci extrem de disputat și extrem de greu. Vreau să felicit în egală măsură și echipa din Brașov, dar și fetele. Deci preț de 35 de minute nu am fost foarte mulțumit de deciziile care am luat pe teren și de luciditate. Ceea ce nu diminuează cu nimic meritele echipei din Brașov pentru jocul lor curajos și bun. Noi am invins astăzi pentru că am avut mai multă experiență și mai multă luciditate în ultimele 5 minute, exact ce ne-a lipsit 35 de minute. Pentru Olimpici au marcat Web 19 puncte, Peșovici 16, Ghizilă 13 și Johnson și Higgins câte 7 puncte fiecare. MVP-ul partidei a fost Brittany Janelle Danson, care a încheiat jocul în double-double cu 16 puncte marcate și 13 recuperări, la care a adăugat 3 pase decisive și o intercepție. Pentru Olimpia CSU Brașov urmează jocul din deplasare cu CSM Satu Mare. Punem punct aici știrilor din sport. Într-o zvanțire urmează informațiile despre vreme.